Într-adevăr, eu am fost un an la Dinamo, ei au fost mult mai mulți ani. Am aproape un an la Rapid, deci... nu știu, poate să rapidiți la fel de mult cât sunt de neamovist în momentul ăsta, pentru că la durata de timp e cam aceeași, dar... nu știu, nu aș putea să răspund. Ceea ce pot să răspund este că am venit în acest club cu o mare dorință de a face performanță. Am avut și disponibilitatea conducerii în a-mi oferi condițiile necesare pentru a putea crește ca antrenor și pentru a putea ajuta echipa să crească ca valoare. L-am avut pe Daniel Nicolae, președintele nostru, lângă mine și m-a asistat în orice dorință am avut și a încercat să îmi ofere tot ce vreau. Deci, cred că suntem pe un drum bun. Important este să și dăm înapoi. Atunci când ne dorim ceva, trebuie să realizăm că de fapt avem ingredientele, doar trebuie să diferența o face cât de mult ne dorim și ce facem cu aceste ingrediente pe care le avem. Pentru că dacă, dând un exemplu, dacă dorim succes, avem succes. Noi de fapt avem condiții necesare, suntem într-o echipă puternică, avem, ne-a dat Dumnezeu sănătate pentru a putea antrena și a performa la cel mai înalt nivel. Aceste ingrediente le avem, trebuie doar să le folosim cât mai bine pentru a avea succes. Depinde doar de noi și cât de mult ne dorim acest succes. Știam unde vin la început. Chiar dacă au fost unele discuții în presă că faptul de trecutul meu dinamovist, nu m-a speriat niciodată faptul și rivalitatea asta dintre cele două cluburi, pentru că să nu uităm că am jucat pentru echipa națională a României, în primul rând, și sunt a României, nu al Dinamo, nu al FC Argeș și nu al Rapid, nu sunt al nimănui, sunt român. Iar eu am venit ca profesionist și sper să-mi fac 100% datoria ca profesionist la acest club. Bineînțeles că petrecând o perioadă într-un club, se dezvoltă și acel sentiment de apartenență. Fără să vrei, încep să fii atras și încep să ții la clubul la care ești, la care activezi. Asta se întâmplă și cu mine în momentul de față, dar eu ceea ce sper cel mai mult și îmi doresc cel mai mult e să stau înapoi oamenilor care au avut încredere în mine, să dau înapoi lucruri bune, rezultate pozitive și suporterilor care au fost alături până acum de mine în orice moment.